Astăzi mergem la Brăgadiru, la doi pași de București. Vă spun cu toată sinceritatea că nu mă așteptam să văd aici, în Brăgadiru, un asemenea parc atât de frumos, atât de bine îngrijit. Cum ați reușit să creați un asemenea parc? E unul din cele trei proiecte realizate în Brăgadiru pe bani europeni. Mai avem un proiect în zona blocurilor. S-a amenajat cu flori, cu gazon, locuri de joacă și pentru siguranța cetățenilor s-a instalat un sistem de supraveghere video cu camere amplasate în 13 zone pentru prevenirea infracționalității, a accidentelor de circulație. Cât timp v-au luat toate aceste proiecte pe care le-ați avut de deplinit? Aproximativ 2 ani de zile. E un parc foarte frumos aici. Dar vine lumea în el să se plimbe, să se odihnească? Suntem luați cu asalt în fiecare weekend de bucureșteni. Te și miri că poate există atâta verdeață aici, într-un oraș cum e Brăgadiru. Să respirăm și noi un aer mai curat și să scăpăm de arșița verii. Atenție! Asta e pistă pentru bicicliști? Da, înainte nu avem pistele acestea. Sunt și peluze noi, care se irigă singure. Există și aparate de fitness unde poți să faci mișcare, să te simți în formă. E modern, cum te-ar spune, da? Este un parc modern. Da, într-adevăr. E frumos și curat. Sunt amenajate și spațiile verzi dintre blocuri. Au amenajat și spații de joacă pentru copii. Arată precum cartierele rezidențiale construite în ultimii ani. Când aveți timp, puteți să veniți chiar la un grătar. O să vă placă? Aveți grătar aici, da? Avem, în parc sunt foarte multe foișoare, sunt mese din lemn. Este totul foarte civilizat și să știți că și lumea este civilizată. Dar nici n-ar avea cum altfel, sunt atâtea camere de supraveghere. Deci există camere care ne filmează? Da, ați fost filmat peste tot pe unde ați trecut. Extraordinar. Mai multe zone sunt supravegheate. Iar unul dintre avantaje este și faptul că dacă strici sau rup ceva prin parc, imediat apare poliția. Dar intersecțiile, trecerile de pieton sunt filmate, supravegheate cu camerele de luat vederi? Desigur, credeți că mai trece cineva pe roșu? Eu cred că mai sunt curajoși, dar probabil că trebuie să plătesc amende pentru asta, nu? Ce faceți, domnișoară? Vreți să traversați pe aici? Da. Păi nu vedeți că e periculos, trec mașini, mai sunt și camerele astea care mă filmează? Nici nu văzusem. Auzisem, să știți, că au pus camere peste tot, dar mulțumesc mult de tot. O zi bună! Noi mai glumim și spunem că suntem într-unul din sectoarele Bucureștiului. Ne mândrim că suntem atât de aproape de București, iar pretențiile sunt pe măsură. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio. Din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește Călătoria pe Facebook.